Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie intitulată Captive Minecraft. Adică noi suntem captivi într-o lume de Minecraft, iar tot ce trebuie noi să facem ca să evadăm, să zicem așa, este să facem achievement-uri. Știu, este puțin ciudat, este puțin ieșit din comun, pentru că de asta vreau să fac seria asta. Mi se pare super, super tare. Iar după cum bine știți, am început câteva serii noi pe acest canal și mi se pare super, super tare. Ok, fraților, așa că hai să trecem direct la treabă și să începem să facem din chestiile astea, din achievement-uri. Pentru că întrebarea, poate mă întrebați voi cum mărim acest câmp electromagnetic. Este foarte, foarte simplu. De fapt, nu este foarte simplu. Trebuie să facem cât mai multe achievement-uri. Mai precis, pe toate achievement-urile să le facem ca să scoatem, ca să ne mărim câmpul electromagnetic. Chiar eu dacă apăs acum, dacă vedeți dreapta sus acolo de tot, scrie press E to open your inventory. Deci acesta ar fi primul achievement și eu dacă apăs E, vedeți, chestia asta se mărește, pur și simplu se mărește, se face verde și nu se mărește un bloc întreg, se mărește jumătate de bloc. Iar noi acum ce trebuie să facem, după cum știm, al doilea achievement este getting wood. Deci noi trebuie să spargem un copac întreg ca să primim, uite, acum se mărește tot, deci pur și simplu se mărește tot. Și tot așa. Trebuie să facem toate achievement-urile și asta mi se pare super, super tare. Mai ales mi se pare foarte, foarte tare ideea jocului în sine. Iar acum trebuie să facem un crafting table, iar după aceea trebuie să ne facem ceva unelte. Foarte, foarte tare. Ok, deci facem așa. Avem primul... Oh, uite, avem o văcuță aici la noi în... Oh, și am auto-jump-ul activat. Nu am nici amică de ce... Ok, hai să punem crafting table-ul pe jos, nu cred că ne încurcă. Facem niște plank-uri, facem așa, facem niște bețe acum, mai facem niște plank-uri, mai trebuie încă unele să facem. Mi-a picat vreun sapling, ok, da, mi-a picat un sapling, îl voi repune acolo și facem așa. Facem prima oară un târnăcop, pentru că asta ne cere. Facem un târnăcop și vedem că tot se mărește acest câmp electromagnetic și văd că pică o găină din aer. What? Foarte, foarte ciudat. Uite, avem acolo lapis. Wow, super, super tare, super, super tare. Chiar sunt foarte curios să văd ce mă așteaptă pe această lume. Ok, iar după aia trebuie să facem o sapă. Ok, iar acum ce ne cere? Să vedem ce ne cere următoarea chestie. Următoarea chestie ne cere să facem pâine și după aia să facem hot topic. Deci să facem un... să facem unelte... Oh, putem să facem și o sabie de dime, de wood. Ok, și ne mărim puțin și am intrat. Văd că am pus acum stăpânire, să zic așa, peste acest chest. Pentru că chesturile astea sunt ca niște bonusuri pe care ne le oferă jocul. Hai să vedem ce este la acest chest. Ok, deci ne-a dat foarte multă mâncare și gold nuggets. Nu știu de ce ne-a dat gold nuggets ăsta, dar presupun că... băi, dar de ce nu încerc eu să le capturez pe găinile astea? Pentru că sigur sunt foarte, foarte prețioase și sper să nu iasă astea din câmp. Și bag găinile și cu vaca. Încerc să mă bag așa după vacă. Ok, super, văd că am reușit. Hai, boss, saring aurică. Ok, super, super tare. Văd că l-am reușit să le bag acolo pe toate animalele. Ok, și acum o trebuiască să mergem puțin la minat. Uite, o să-mi fac așa un drumuleț în jos să văd care e ideea și... O să-mi fac exact așa, pe lângă câmpul ăsta electromagnetic. Și să dau puțin sonorul mai încet, pentru că tot timpul am avut probleme cu sonorul. Ok, deci am nevoie de câteva bucăți ca să fac să fac un furnace și de câteva bucăți să încep să-mi fac unelte din piatră. Asta e foarte, foarte tare. Ok, mai iau câteva, mai iau rândul ăsta și după aia mergem sus.
Dar hai să mai luăm și rândul ăsta, pentru că nu se știe niciodată când mai am nevoie de, de piatră, așa că oricum... Mamă, deci cât de tare mi se pare, deja am scos două dintr-o lovitură, deci am băgat... am băgat aici deja două găini și... Ok, facem hot topic-ul... Oh! Oh, am înțeles care e ideea, la fiecare achievement îmi dă câte un animăluț. Mamă, cât de tare, cât de tare, cât de tare, foarte, foarte tare. Ok, acum trebuie să facem un pickaxe de, de stone. Și uite, mi-a dat o vacă, mamă, deci ok, acum am înțeles care e ideea, deci... Da, am prins ideea, nu fugi, boss. Nu te las să pleci de la mine, nu pleca. Mamă, ăsta vrea să plece, nu! Mamă, dacă pierd vaca asta... E nașpa, pentru că dacă fac o găleată... Nu, boss! Uite, mă bat cu vaca să nu plece. Sau poate să plece? Nu poate să plece. A, ce fraieră! Am crezut că poate să plece de pe câmpul electromagnetic. Nu știu ce încearcă ăla să facă, dar mă simt bine că nu poate să plece. Ok, ia să vedem acum. Ne cere să facem iron. Ok, ne cere să facem iron. Ce o să fac eu acum? Ia să văd dacă... Nu cred că am niciun... Nici achievement în care mă pune să fac să fac un topor, dar eu îl voi face acum pentru că este foarte, foarte util un topor. Și facem așa și începem să spargem lemnul. Ok, iar după iar dacă nu știați, această serie, adică această serie, că sunt mai multe serii de Captive Minecraft, sunt 4 serii mai exact. Și am început cu prima și o să continuăm tot așa. Ăsta este Captive Minecraft 1, după aia va, și fiecare serie este repartizată pe pe dificultăți. Ok. Acum hai să lăsăm să folosim chestul ăsta, pentru că de ce nu? Folosim chestul ăsta, punem așa. Ah, ok, nu pot să folosesc ăla, pentru că sunt două tipuri de mâncare diferită. Ok, punem așa. Punem și astea puțin. Și ia să vedem, nu ne dă niciun puiet, nu ne dă nimic, frate, pur și simplu atât. Mamă, deci dacă din următorul copăcel nu ne dă oh, ba da, uite, a picat aici la animale. Oh, ba da, aveam doi. Ok, iar acum trebuie să mergem să minăm cică după iron. Asta este un pic ciudat, pentru că nu știu, chiar nu știu cât o să minez după iron, dar sper să nu fie chiar așa departe, pentru că nu vreau să călătoresc foarte, foarte mult. Dar ceea ce vreau să fac eu în momentul ăsta, vreau să-mi fac o torță, pentru că am modul acela, am Optifine-ul. Am Optifine-ul activat. O să facem așa cu o bucățică din asta și îmi fac o torță. Hai să vedem. Ok. Iau de aici un băț, pentru că oricum este unul în plus. Ok. Și ne facem o torță. Ok, am făcut 4 torțe, dar nu contează. Și am modul activat cu lumina. Și acum o să avem lumină pe toată perioada. Seriei. Ok, și hai să vedem acum cât îmi ia mie să găsesc o bucățică de iron. Deci hai să vedem, suntem la X, nu, suntem la Y50. Oh, și se au ceva zombie sub mine. Wow. Bă, wow, ok, și am găsit și iron. Super, super tare. Deci mi se pare super, super tare. Ok, și ce mi se pare foarte interesant e că nu pot să dau click dreapta prin câmpul electromagnetic. Asta dacă, nu știu dacă v-ați jucat vreodată UHC, exact așa arată borderul de la capătul UHC-ului. Ok, și am făcut iron, acum avem chiar 9 bucăți de iron, este foarte, foarte bine și s-ar putea cea mai mare șansă să avem ca sub noi să fie o un cave. S-ar putea să fie sub noi un cave. Ok, punem puieții acolo. Punem astea și îi dăm bătaie. Dar nu avem nici o bucățică de
tricoul. Și asta e puțin ciudat, pentru că dacă, după cum vedem, deja începe să se lase seara și asta e puțin ciudat. Nu știu, mi se pare că că totul se desfășoară așa de repede. Ok, hai să spargem și pomul ăsta, pentru că tot timpul trebuie să să avem lemn la noi. Ok, punem ăsta. Văd, crește destul de repede și asta îmi place foarte, foarte mult. Ok, și avem acum... Ok, și ce mi-a dat? Increase the board by a curry. Ok. Și cum? Și nu mi-a dat nimic? Nu, nu mi-a dat nimic. Ok. Și văd că începem ușor, ușor să intrăm în acea insuliță plutitoare. Oh, și aici mi-a dat regular potato. What? Mie nu prea îmi pare a regular potato, dar să zicem. Ok, spargem ăla și îl punem unul poc așa și le umplem poc. Uai, ce ciudat e că nu am F7, deci punem o torță aici, mai punem o torță aici și cealaltă o vom pune exact aici și ne păstrăm o torță ca să putem să minăm. Iar acum ne întoarcem în mină și sper să găsesc... Sper să găsesc cât mai repede niște căul, pentru că am nevoie de căul, iar nu știu, chiar acum mă gândeam cam cât de lungi să fac episoadele pentru această serie, pentru că așa s-ar desfășura seria foarte, foarte repede dacă o să fac prea multe episoade, dacă o să le fac prea lungi, nu știu, depinde acum. Vedem, sper să găsesc căul cât mai repede și nu știu... Presupun că o să fie imediat undeva sub mine o... Exact, un cave. Exact de asta mă team să fie un cave sub mine. Ce o să mă duc eu să fac acum? Vreau să mă duc să-mi fac o sabie. În caz că mă duc să mă bat cu monștrii de jos, vreau ca să am o sabie neapărat la mine. Să pot să îi înfrunt. Să pot să-i da, să le dau bătaie, frate. Ok, o masta. Uite, avem deja un stack. Punem așa, punem astea aici. Nu am apă. De fapt, apă am jos. Cu asta iau de aici o găleată. Ia să vedem următoarele achievement-uri. Ok. Trebuie să fac pește, trebuie să fac rost de pește. Iar acum vine puțin... Ok, trebuie să trecem direct în Monster Hunter. Și trebuie să omorâm neapărat văcuța asta. Nu te cred și nu mi-a dat... Oh, nu trebuia să mor vaca. Am crezut că am două vaci jos. Nu! Ok, acum o să fie puțin ciudat, pentru că am stricat barierele jocului, să zic așa, sau environment-ul. E puțin ciudat acum. Hai să mergem direct jos. Uai, și s-a pus și ploaia. Nu! Ok, dar noi vom fi acum adăpostiți în mină, pentru că mergem să ne batem cu monștrii din peșteră. Hai să vedem ce ne așteaptă aici jos. Presupun că sunt foarte mulți scheleți. Ok, văd un schelet acolo. Și vreau să fiu sigur că nu o să mor foarte, foarte repede, așa că o să mai dau o dată sonorul mai încet, pentru că din câte văd e foarte, foarte tare. Și ia hai să vedem. Ok, ăla deja m-a luat în vizor. Mamă, clar, o să mor. De ce m-am mâncat în fund să intru aici? De ce? Ok. N-a fost chiar cea mai bună idee. Să mergem acolo fără măcar o bucată de armură. Da, știu, asta e puțin ciudat. Hai să facem așa 4 bucăți și le punem aici. Poate îi mai scoatem ceva. Băi, fraților, cam acesta a fost primul episod din această serie numită Captive Minecraft. Eu sper că v-a plăcut. Uite, văd că ne-a dat o găină. Ne-a dat o găină de această dată. Uite, cu niște ouă acolo. Băi, sper că v-a plăcut primul episod din această serie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Pentru că asta mă face pe mine să decid dacă... vă place sau nu această serie, iar eu presupun că o să vă placă, pentru că am întrebat asta pe stream și v-a plăcut foarte, foarte mult ideea. Uite, văd că suntem la marginea unui biome de zăpadă. Deci da, fraților, cam acesta a fost primul episod. Eu am fost Sami și v-am pupat.